Vedem acum ce s-a întâmplat la cea de 81-a ediție a ediția Globurilor de Aur. Oppenheimer este marele câștigător. Filmul a primit 5 Globuri de Aur. Cel mai bun film de dramă, cel mai bun regizor, Christopher Nolan, cel mai bun actor în rol principal, Cillian Murphy și cel mai bun actor în rol secundar, Robert Downey Jr. Pelicula a câștigat un Glob de Aur și la categoria cea mai bună coloană sonoră. Una dintre surprizele ediției a fost pelicula regizată de Iorgos Lantimos, Poor Creatures. Aceasta a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film de comedie, categorie la care favorit era Barbie. Cel mai bun serial a fost desemnat Succession, care a câștigat patru globuri de aur. Anatomy of a Fall a primit distinția pentru cel mai bun film străin. Iar la categoria Box Office, globul de aur i-a fost oferit peliculei Barbie. La ediția de anul acesta a Globurilor de Aur, juriul a fost format din 300 de jurnaliști din 75 de țări.